Tot ce pe care a domnul Nicolae Toma. O frază, pur și simplu l-am cunoscut pe Gabriel I la Cernăuță aici, la Manifestările noastre culturale. Și a doua oară am românilor de pe pretutindeni la București. Am fost pe mai mulți atunci din nordul Bucovinei. Serbia. Serbia. Jurnaliști. Da, jurnaliști. În exact ca acum un an. Ce mai mira pe mine, că noi aveam noi cotul nostru pe acolo, ne stăteam așa, dar el era parcă aici, totodată îl zărea noi. Era cu dictofonul, cu aparatul, scria ceva, vorbea cu cineva și peste 10 minute vinea din nou, sta 5 minute cu noi, iar dispărea. Deci era tot timpul un exercițiu, lucrau. Adică noi poate eram mai toți, nu mă refer nici. Eu eram prea harnic, poate nici ceilalți, dar eram într-un loc, stăm până la sfârșitul evenimentului, mult puțin într-o parte acolo. Și pe drumul la întoarcere acasă, de acolo iar am venit împreună până în sudul Bucovinii, când dumnealui noaptea, înspre dimineața, coborât din tren. Și vreau să vă spun că, dă Doamne, ca fiecare dintre noi să aibă puterea aceasta de muncă. Să ceea ce scrie, să-și vadă împlinit măcar într-o cărțulie. Deci, lui Gabi doresc în continuare să apară altă carte. Eu cred că în curând, eu înțeleg că trebuie să găsească, în primul rând, partea financiară, că cineva se tibărească, dacă el singur pe mijloacele dumnealui o face. Și îl felicit cu apariția carte. Mulțumesc! Mult în anii mei. Thank you.